că eu le cer candidaților să își scrie mărturia pe foaie, pentru că din experiența noastră am observat că emoțiile le creează o stare în care unii cred că poți vorbi liber, dar când vin aici în față, dacă n-au ceva de ce să se țină, atunci o iau pe toate grădinile, oriunde și în felul acesta rămân și apoi mărturia și apare, știți, foarte bine în cursul bisericii din ziua Botezului. Iată. Mă bucur să fiu aici alături de voi. Numele meu e Purtaci Alexandru. Am 27 de ani. Sunt din Baia Mare. M-am născut într-o familie, mai modestă, dar o familie chiar luminată. Când m-am născut, familia mea era și cu creștini ortodoxi, și cu creștini baptiști. Fapt pentru care am avut multe de învățat și de la ortodoxi și de la baptiști, în ceea ce privește Cuvântul lui Dumnezeu. Când eram mai mic și chiar și în adolescența mea, părinții mei frecventau biserica de aici și mă duceau și pe mine împreună cu ei. Dar atunci, la momentul respectiv, nu îmi vorbea, sau cel puțin așa credeam eu atunci, că mie nu îmi vorbea Cuvântul. Dar se pare că am ajuns aici alături de voi și în adolescența, în familia noastră a început să apară așa o serie de despărțiri, oameni plecați care plecau la Domnul. Iată, a plecat o mătușă mai vârstă, după aia o bunică. După aia, după câțiva ani, m-am pierdut și pe singurul bunic pe care l-am cunoscut. Și am început să treacă câțiva ani. Mai frecventam, mai nu veneam mai cum era. Și după aia a mai murit un unchi. Unul chiar nu aștepta. Și acum, recent, a murit și o mătușă foarte dragă pentru mine, care a fost ca și o a doua mamă pentru mine, cu care am copilărit, cu care am crescut. Sunt niște lucruri care te schimbă, mai ales în prezența atâtor pierderi pe care le ai. Și o suferință mea sufletească pe care o aveam și cunoscând și Cuvântul lui Dumnezeu, m-a rugat mult Domnului și El mi-a răspuns și atât, în momentul o sosit. Atunci, pe ultimul moment, mătușa mea dragă, Marina Glodici, și ea pentru mine a fost chiar și un model, un model demn de urmat, care o conduceam pe ultimul drum, când în inima mea au apărut niște întrebări. Întrebările erau cam cât vrei să mai aștepți? Ce mai aștepți? Cât vrei să mai aștepți când o să vii la mine? Și atunci, întrebările astea tot au răsunat în inima mea. Și atunci am luat hotărârea să fiu auzit. Și credeți-mă, cu toate că eram supărat și plâng sufletește, am primit o pace în sufletul meu, pe care nu pot să o descriu, fiecare are momentul lui. Și după ce am luat hotărârea astea, parcă am primit așa o bărbătare în inima mea și îndemnul, vin, o să fim împreună. Am ajuns la concluzia că de ce să aștept, poate să fie prea târziu sau am considerat că bate cineva la ușa mea, am deschis inima mea și l-am primit pe Domnul Iisus. Cred din toată inima mea că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și a murit și pentru mine pe cruce. Nu știu dacă credeți că oricum nu e o mărturie foarte impresionantă sau nu încerc să... Asta aș putea să spun că prin fapt, simplu fapt că Dumnezeu m-a oferit de atâtea primejdii
dacă era părinți sau orice fel de lucru sau împrejurare. Și pentru asta voi fi veșnic recunoscător. Îmi doresc acum, cu sufletul deschis, să urmez calea Lui și să pot clădi în cerul o comoară care pe acest pământ nu există, nu pot să ne închipuim așa ceva și ca să nu credințez totuși viața mâna Lui. Vreau să vă mulțumesc și tuturor celor care s-au rugat pentru mine și vreau să vă spun cu fericitate că Domnul lucrează în modul Lui. Și dacă aveți pentru cineva care vă rugați pentru el, să nu încetați niciodată să vă rugați. Și să nu vă descurajați, să credeți că nu v-a fost ascultată rugăciunea sau... rugăciunile să fiți siguri că v-au fost auzite și la momentul potrivit, poate nu astăzi, poate nu mâine, dar să știți că Domnul lucrează și... Amin. Rugăciunile vor fi răsplătite. Amin. Ai vorbit de Berdai și sărit un pic pe Amin. Slavă Domnului. Vezi, bunica Valeria, că rugăciunile sunt ascultate și Dumnezeu te-a ținut cu viață să vezi pe acest nepot că este gata aici înaintea Domnului să mărturisească și Domnul să-l ajute. Amin. Și cred că îl va face și un predicator. Că are stofă de om care îi place să împărtășească, să vorbească, să spună lucruri. Domnul să-l binecuvinteze. Dacă la nu te rog să vii aici și... Ești tata acestui, nu știu cu băiat, da, acestui... E băiat, tot. Te rog să... Am văzut că ești mai mare ca el. Te rog să ceri bisericii să-l primească ca mea. Fraților și surorilor, vă rog frumos să îl primiți pe Alexandru, în rândul nostru. Amin. Eu n-am să mă rog, e frumos. Vă vin să fie Domnul, vreau să vă plățișați, da? Care-s la loc, tu-i mem.